Concursul Money is Funny este o șansă pentru tinerii care vor să-și testeze potențialul în domeniul afacerilor. Cele mai originale idei vor fi recompensate cu premii substanțiale în valoare de 50.000 de lei. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a susținut întotdeauna excelența și inovația și ne-am gândit să încurajăm și pe cei care au spirit antreprenorial. Concursul pe care îl lansăm are și premii substanțiale. Câștigătorul premiului al treilea va primi din partea FDVDR 10.000 de lei, cel de pe locul al doilea 20.000 de lei, iar premiul întâi este în cuantum de 30.000 de lei. La concurs pot participa tineri atât din România cât și din diaspora. Fiecare participant se va putea înscrie cu o singură idee de afacere. Câștigătorii vor fi aleși pe baza mai multor criterii de selecție: eligibilitatea proiectului, originalitatea ideilor și abordării și aplicabilitatea ideii de afacere, bineînțeles, în viața reală. Planurile de afaceri vor fi transmise până pe 1 iulie 2021 prin completarea unui formular de înregistrare disponibil pe site-ul www.fundatiadanvoiculescu.ro. Toate ideile vor fi atent studiate de o comisie de evaluare alcătuită din experți din domeniul antreprenorial, academic și economic. Concursul se desfășoară în parteneriat cu ziarul Bursa.